Salutare antrenorii mei se consultă la un nou episod în cariera cu viitorul Constanța. Și ce credeți, o să jucăm cu Universitatea Craiova, o să jucăm în Bănia, să vă arăt clasamentul. O țin în introducere, suntem pe locul al șaselea, are o victorie, facem 20 de puncte, ne propulsează până pe locul 4. Ar fi necesară această victorie să rămânem în continuare pentru locurile de play-off. Echipa noastră se prezintă destul de bine. Să vedem dacă schimbăm ceva, dar nu. Nu cred că vom face asta. Hai, lăsăm așa pe băieți. Bănia arde, este plin, stadionul plin ochi. Echipa le ies de la vestiare. Sunt curios ce distribuție are Universitatea Craiova. Mihaela Colic, bărbuț. Cred că este echipa lor clasică. Hai să dăm drumul mai bine. La Mecișor, Nistor pentru Mateu, capitanul echipei, mai departe Martic. Mingese în afara terenului. Out pentru ai noștri. Ganea, George Ganea. Cere Costache balonul, dar e departe acolo Costache. Mihaela Bancu. Este bine pe Gane. Gane la balon. Gane, no. Ce pas e asta? Bine, Riva. Nu să mai pasa. N-ai cum să pasezi. Iată pe Rivaldinho! Gol! Vitoru! Cred că a marcat Ciobanu. Nu mai trebuie să mai pasez. Trebuie să fie golul lui Rivaldinho. A fost faza lui. Continuăm. Mișcare. Bine, ia. Crușescu. Tare pe picioare. Martic. Bine ureche. E pauză. Îl bat pe Dulca, că nu-mi place aici. Și pe nou Ianis Hagi. Poate face mai multe în meciul ăsta Barbu. Dulca îmi place, este un tânăr ambițios și cred că voi scoate un jucător bun din el.
Rus, mai departe, cere Trușescu balonul și îl primește bine. Să vedem câtă forță mai are de pătrundere. Hai că mai are. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Tind să cred că nu asta a fost preluarea și a fost mai mult un șut al lui Barbu sau o încercare a acestuia de a trage. Mihail reușește oarecum să prindă balonul. Respinge bine Ghiță, stă foarte bine Ghiță pe picioare. Iancu, ia, nu, ia, ia că e bine, e bine, e bine, e bine, e offside. Trebuia să o lase pentru Barbu acolo Iancu. Nu avea de ce să intervină, pentru că a intervenit absolut foarte prost. Ia să vedem noul număr 10, Cătălin Barbu, Cătălin Barbu, Cătălin Barbu, în care o Cătălin Barbu este de posedat de Bancu. În continuare 1-0. Trebuie să ținem bine de joc, de minge. Ne poate rezolva destul de repede Craiova într-un contraatac de genul acestui. Iată-l pe Cicl, dă mai departe, îl găsește pe Bărbuț, 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 foarte bine, zice Bărbuț și preluează foarte bine balonul. Hei, 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 nu! Sambac! Mai bac! Am făcut alunecarea prea devreme și e groasă, sincer e groasă. Ia să-l vedem pe Casap, Casap, combine bine acolo cu Iancu, mai departe. O cere Casap, Casap la balon, se întoarce Casap, Casap. Bine, încă o dată Iancu, Iancu l-așteaptă pe Casap, iată-l cum fuge ca o vulpiță. Casap alergă ca o vulpiță, dribling și incredibil. Mamă, mă! Hai bă băieți, bă, hai bă băieți, bă, acum. Blocăți trecul, o dată, minge, o luăm, că luăm și bătaie. Luăm și bătaie. Nu jucăm absolut nimic. Iancu, Iancu, scapă, Iancu! Scapă Iancu, Iancu, ia, gol! Ultima fază, ultima fază Iancu! Bine de tot ce contraatac am avut, Doamne, ce noroc am avut!
Ce noroc am avut, iată cât de bine avem cu stație în stânga, câtă forță a avut. Mamă, mamă, 2 la 1, minutul 92 și te așteptăm să se fluiere, pentru că da, se fluiere, este ultima fază, minutul 93 a marcat. Frumos meciul. Iată ce banul la numărul 9. Nota 9. Și el și Iancu. Avem note mari. Nu pot să spun că au jucat rău băieții, dar se putea și mai bine. Ca întotdeauna este loc și de mai bine. Avem din nou meci în Europa League cu FC Ligby. Ligby cred că este din Danemarca. Pe bine. Românii. Așa, tata, doi aici jucători. Vreau jucători. A, da, jucăm la Ovidiu. Plouă la Ovidiu. O ploaie urâtă de toamnă. Dar sperăm să ne facă viitor mai frumos. Viitor mai frumos această ploaie, pentru că avem o echipă extrem de frumoasă. Jucăm cu o echipă modestă, zic eu, a luat bătaie în primul meci de la Luțer, tot cu 2-1. Dar nu știu prea multe despre ei, ce pot să vă spun, chiar nu știu, nu știu valoarea, să vedem, și pentru mine este o noutate ce se întâmplă. Acum l-a lăsat aceeași formulă Rivaldinho și Iancu în față, pentru că avem nevoie de calitate. Practic o victorie înseamnă mult în acest meci. Dar nu știu dacă vom avea parte de... Ghiță. O cere Costache, pentru că are viteză Costache. Wow! Rivaldinho, nu Iancu. Cum trec a ratat. Doamne, ce șudă, tante rău. Michael se îndegajează până la Corlu. Dar nici nu cred că sunt din Danemarca, s-ar putea să fie chiar din Suedia, din Norvegia ăștia. Nu știu ce să zic, mai bine tac. Mamă, ce greșeală mare acolo. Ne jucăm aiurea. Iacob acum degajează. Nielsen la balon. Iancu îl găsește pe Rivaldinho, Rivaldinho, șutul, acum Costache se stăpânește foarte greu balonul pe apa asta,
Rivaldinho! Ce farfec că a făcut Riva! Bine, Rus. S-a integrat blan acolo, Rus. Sare rău, e terenul farsă. S-a plouat mult. Ciobanu la balon. Acum o lungă pentru Costache. Costache la balon, Costache intervine acolo foarte bine. Costache și încă ocazie. Încă ocazie pentru noi. Într-adevăr, un joc haotic cei de la Lengby. N-a pasat, ea cu ea tăcou, pericol. Sunt slăbuți, chiar sunt slăbuți. Trebuie să luăm neapărat cele 3 puncte, că ar fi mare păcat să le pierdem. Nu, pe parcă simt că joc cu echipă de maxim 2 stele, dacă ori avea. Ciobanu la balon. Costache. Iancu la balon, frumos acum. Ia să vedem că a urcat Vulpița, în care Vulpița! Carlo Casap, zi și Vulpița. Cum fuge el așa, repejor, din linia a doua. Nu cred că mai ajunge Corlu. Aproape. Ureche. Degajează ureche. Frumos acolo Gane, Crușescu. Pentru Casap. Pericol! Referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes at a time. Și se termină prima repriză. 0-0 cu ratări mari, dar mă așteptam la mai mult de la ei noștri, să-l băgă pe Gane. Știe mai bine jocul. Fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of any time.